ziua mare de Crăciun, toată lumea e îmbrăcată cu ce are cel mai bun. Casele sunt podobite, cozonacul pregătit, dar vă rog să-mi spuneți mie cine e sărbătorit. Noi sărbătorim pe Iisus, cel născut în Betleem, Fiul Tatălui din ceruri, mântuire ne avem. Noi sărbătorim pe Iisus, pe Mesia preamărit, cum citim și în Scriptură, de păcate izbăvit. Noi sărbătorim pe Iisus, Prințul Păcii, Împărat, ce-a venit în lumea noastră să ne scape de păcat. Într-o noapte, în câmpie, lângă satul Betleem, trei păstori se înspăimântă când se uită către el. Când păstorii auziră, uimire ascultau, corul îngerul din cer în care glorie cântau. Nu vă spăimântați, le spune, îngerul cel bucuros ne vestește tuturor, astăzi s-a născut Hristos. Întroiesc jos în paie, veți găsi un copilaș care e încălzit de minte și plătit de îngeraș. Maria, privea dumneavoastră către fiul ei iubit și cu o inimă zmerită se închidea nepotenit. Într-o țară îndepărtată, magii au văzut pe cer o sătare minunată ce vestea ceva etern. Steaua le arată drumul, magii merg conduși de ea, pe un rege ce se naște, veste aceasta răspunea. Ei s-au dus întâi la Irod, la palat, la împărat, însă Iisus nu se naște într-un loc așa bogat. După stea din nou pornire, tare mult s-au bucurat că au găsit în iesnea mică pe eternul împărat. Magii vin din nepătate, după steaua au venit și cu darul fiecare pe Iisus l-au întâlnit. Au smirnă și tămâie, au adus darul lor, magii care de departe au găsit pe Salvator. Vrei să vii și tu la Iisus, la acest Crăciun frumos? Nu mai sta în așteptare, timpul este prețios. Domnul Iisus te așteaptă să-i deschizi inima ta, El când s-a născut în iescle, a iubit ființa ta. Nu lăsa să treacă anul sau acest Crăciun frumos, fără să-l dai lui Iisus sufletul tău preț.